Pe 28 februarie este sărbătorită Ziua Protecției Civile din România, dată la care regele Carol al II-lea semna înaltul decret regal din 1930, publicat la 23 martie 1933 în Monitorul Oficial al României, ca regulamentul apărării pasive contra atacurilor aeriene. Din anul 2004, activitatea de protecție civilă se desfășoară la nivel național în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar la nivelul județului, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina-Suceava. Sărbătorim 87 de ani de la înființarea protecției civile în România și suntem foarte bucuroși că în curtea noastră se află foarte, foarte mulți oameni. Cei mai tineri dintre ei, după cum vedeți, sunt foarte bucuroși în spatele meu. Asistă la aceste ateliere pe care le-am pregătit special pentru ei. Ateliere în care pot învăța diferite reguli de comportare atunci când sunt față în față cu o situație de urgență. Ne bucurăm de numărul mare al tuturor celor care ne calcă pragul, pentru că avem pregătite surprize pentru ei cu această zi. O să fie ceva inedit, cum nu a mai fost poate niciun an. Cu prilejul acestei aniversări, pompierii militari suceveni au organizat o serie de activități care au cuprins exerciții demonstrative, ce au atras mii de elevi și preșcolari prezenți în curtea inspectoratului. Forțezi atmosferii. El undeva la 80% din capacitate nu folosește. Acest aparat are 200 de atmosfere, deci nu poate folosi. Ție-ți-l dă. Merge? Uite acolo la domnul. Haideți cu capul la cer, da? Hai! Așa, gata! Hai!